Oamenii de știință care studiază foliculii de păr la șoareci s-ar putea să fi descoperit în sfârșit un mecanism din spatele modului în care părul albește. Acest lucru i-ar putea ajuta și la descoperirea a noi modalități de a stopa sau chiar inversa procesul. La nivel de bază, știm deja că părul devine alb atunci când celulele care au rolul de a produce pigment numite melanocite sunt insuficiente. Totuși, încă nu înțelegem pe deplin de ce sau cum se întâmplă asta sau dacă există o modalitate de a o preveni. Un nou studiu adaugă acum câteva detalii suplimentare despre întregul proces și cum iau naștere și se dezvoltă melanocitele. Aceste celule sunt derivate din celulele stem ale melanocitelor, din foliculul de păr și pe aceste celule stem se concentrează cele mai recente cercetări. Se pare că pe măsură ce îmbătrânim, acești precursori ai celulelor producătoare de pigment se blochează într-o regiune numită umflătură foliculară și încetează să se transforme în melanocite în număr suficient pentru a umple șuvița de păr în creșterea cu culoare. În testele efectuate pe șoareci după un proces de îmbătrânire forțată, numărul de folicul de păr cu MCSC-uri depuse în umflătura foliculului a crescut de la 15% la aproape 50%. Aceste celule nu se mai regenerau sau se maturizau în celule care puteau produce pigment și rămâneau blocate ca MCSC. Cercetătorii au descoperit că MCSC, spre deosebire de alte tipuri de celule stem, pot comuta între o stare pură de celule stem și ceea ce este cunoscut sub numele de stare de amplificare a tranzitului. Aceasta este un fel de stare la jumătatea distanței dintre o celulă stem și o celulă melanocitară plină. Se pare că această stare TA este importantă pentru sănătatea MCSC și pentru producția continuă de culoare a părului, dar echipa a descoperit că posibilitatea de a trece în modul TA depinde de semnalele din anumite locații de care celulele sunt tăiate atunci când sunt blocate în umflăturile foliculare. Toate acestea încă trebuie observate în foliculii de păr uman, desigur, dar este posibil ca aceleași mecanisme să fie în joc și în părul nostru. Mai departe, această cercetare ar putea oferi chiar o modalitate de a trata părul pentru a nu-și pierde culoarea. Relatează playtech.ro.